meu. De fapt, nu există rău și bine. De fapt, există o noțiune dincolo de bine și de rău care ne face numai bine. Nu avem cuvinte să o definim altfel. Deci, nu putem spune, noi tot timpul avem rău și bine, bărbat, femeie, plus și minus, noapte, zi, cald, rece. Noi așa învățăm. Așa ne formăm. Plus și minus, stânga și dreapta. De aceea, în cabala ferește de linia stângă, linia dreaptă și noi trebuie să construim linia de mijloc dintre ele. Și atunci, noi trebuie să vedem binele care ne se întâmplă și rău prin prisma unei înțelepciuni care ne explică de ce ni se întâmplă acest lucru în viață. Și atunci începem să înțelegem sistemul în care trăim și începem să folosim acest sistem și aceste forțe din jurul nostru, să le folosim, să ne creăm pe noi într-un alt nivel de evoluție. Pentru că vedem că